Bună ziua, dragi online-iști! Mi ați venit la În poziție cu Denis Pilafai. Un format nou, un format incendiar, la fel ca mine. Aproape la fel ca mine. Doamna Șoșoacă, bine ați venit la mine în emisiune. Nu, mulțumesc frumos. Totuși sunteți aici la Denis Pilafai. Dumneavoastră nu mă numiți Denis Pilafai? Haideți să vorbim despre Parlamentul European, de unde luați o căruță de bani. Păi, indemnizația de europarlamentar este de 8.000 de euro pe lună. Ați mers acolo să îi exorcizați? În parlamentul ăla de satane s-a ridicat icoana. Dumnezeu, cel care ne-a făcut pe toți și pe care de care ei au uitat. Înțeleg că ați agățat funii de usturoi pe fiecare birou de europarlamentar, nu-i așa? Devin strigoi, unii înfigă țărușuri în inimă și așa mai departe. Deci practicați magia neagră. Dar nu e magie neagră, doamnă. E roz. Altă întrebare. Bun. Pe cine mai racolați acum în partid? Horea Cloșca și Crișan, Avram Iancu, Tudor Vladimirescu, Iancu Jianu, Mareșalul Antonescu, Corneliu Zelea Codreanu și așa mai departe. Da, ei nu mai sunt. Ceva vii aveți? Un Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, Mihai Viteazu, oameni care, Mircea cel Bătrân, care au știut să facă politica externă a României. Cu atât? Harap Alb, ca supererou. Și pe Harap Alb, bineînțeles. Ok. Vă arăt niște imagini cu dumneavoastră Amazon. Vine, vine cu amazonele. Vine și o șoacă să distrugă placă. Vine și o șoacă să distrugă placă. Întrebare. Motocicleta aceea a mai fost bună după filmare? S-a stricat? Niciodată. Ați paradit-o. În final, ce aveți, doamnă, cu Iliuță? Că nu mai pot, vreau să vă întreb, ce aveți cu Iliuță? Haideți să-l vedem pe Iliuță. Și așa cum e găina zăpăcită deasupra gropii, așa să-i fie și sufletul lui zăpăcit de-a lungul anilor și să plece de aici. Stați-l prins! Cucu la pușcărie, Iliuță! Așa se scot dracii din aia care mai rămân pe pământ după ce mor. Doamne ferește, dacă îi se întâmplă ceva lui Iliuță, o să zică că nu, din cauza noastră, știți? Și zic, Doamne, mă rog de sănătatea lui să nu-l omoare cineva. L-ați exorcizat pe Iliuță, nu se poate! Vă mulțumim, dar nu se poate! Haideți să mergem la plimbare, că s-a terminat! Vă chem la țară să plimbați găini, da? Cred că mai bine ar trebui să plimbăm oile. Ferească Dumnezeu, eu nu merg la oi, eu nu merg la găini, că îmi stric unghiile, da? Hai, la revedere! Vă pup și pe dumneavoastră, cred. Hai, pa, pe.